În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine! Și Filip era din Betsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif, din Nazaret. Iar Natanael a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun? Și Filip i-a răspuns, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis despre el, iată cu adevărat, israelitean în care nu este vicleșug. Natanael l-a întrebat, de unde mă cunoști? Iar Iisus răspunzând i-a zis, mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns a Natanael și a zis, Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Răspuns a Iisus și a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi. Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați, scumpe surori, binecuvântați oameni al lui Dumnezeu, care sunteți cu noi, prezenți prin Duhul la această sfântă și dumnezeiască liturghie, mulțumim Sfintei Treimi, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh pentru această zi binecuvântată. Încep cuvântul meu de astăzi spunându-vă la mulți și fericiți ani, binecuvântați de Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Amin. Deci am început așa, scumpilor, pentru că astăzi este ziua noastră. Este Duminica Ortodoxiei. Prima duminică din postul mare este numită de către Sfinții Părinți Duminica Ortodoxiei. Dar ortodoxia nu ar fi nimic fără ortodoxi. Este ziua noastră, este ziua creștinilor ortodoxi de pretutinde. În această zi mărturisim credința în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea de-o ființă și nedespărțită. Mărturisim că Dumnezeu s-a făcut om. S-a întrupat pentru a noastră mântuire, s-a asemănat nouă, afară de păcat, așa cum am învățat în biserică de multe ori, a propovăduit cuvântul Evangheliei vieții, apoi s-a răstignit pentru a noastră mântuire, a murit și a înviat, s-a suit la cerul și șade de-a dreapta Tatălui. Mai mult decât în fiecare duminică, astăzi, ar trebui să conștientizăm crezul pe care Sfinții Părinți l-au alcătuit și fiecare stic sau fiecare paragraf din crezul creștin ar trebui să ne identifice cu credința și cu creștinismul cel adevărat din Ortodoxie. Iubiții mei, cuvântul ortodox se compune din două cuvinte grecești. Ortos, adică drept, corect, adevărat. Vă dați seama ce responsabilitate au oamenii care se numesc ortodoxi. Repet, drepți, corecți, adevărați. Și ortos și doxa.
care înseamnă glorie, onoare, laudă și închinare. Iar noi, unind cele două cuvinte, l-am numit drept credincios sau drept slăvitor al lui Dumnezeu. Există un creștinism și o aflare întreabă. Dumneavoastră știți, sunt cuvintele marelui om Petru Țuțea, pe care mulți l-au considerat pe vremea când trăia pe pământ și mulți l-au blamat. Iubiților, așa este și în creștinism. Mulți își dau doar titulaturi. Se ascund la adăpostul unei firme. Ce ești? Ortodox. Dar mulți nu știu ce înseamnă a fi ortodox. Repet, drept, corect, adevărat. A fi ortodox nu înseamnă doar a spune firmă de ortodox, ci a mărturisi ortodoxia. Ați fost atenți la cuvântul pe care l-a citit sora noastră, Ramona. Mulți au fost tăiați în două cu fierăstrău. Mulți au pribegit din pustie, îmbrăcați în piei de oaie, prin pește, prin dărâmăturile pământului. Tocmai pentru ca noi să stăm astăzi în biserică, confortabil, să avem lăcașuri de închinare, mulțumim Domnului pentru ele, să venim și să-L cinstim pe Dumnezeu în duh de pace, cu liniște. Iubiții mei, pentru confortul nostru spiritual și duhovnicesc din această zi, au murit oameni. Oameni nevinovați, dar oameni mărturisitori, care și-au părăsit soțiile, și-au părăsit copilașii, și-au părăsit părinții, și-au părăsit prietenii, și-au plecat până la capătul lumii să ducă vestea cea bună. Care este vestea cea bună? Evanghelia! Ce frumos cântă grupul Speranța! Domnul să-i binecuvinteze! Și ei nu se numesc ortodoxi. Vestea bună, Evanghelia, e puterea lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta a împărăției pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a început să o propovăduiască, ne-a lăsat-o, iubiților, nouă, ca moștenire, dacă vreți. Noi trebuie să o ducem mai departe. Noi suntem continuatorii Sfinților Apostoli, Sfinților Ucenici, martirilor, cuvioșilor, purtătorilor de Dumnezeu. Noi suntem cei care trebuie să se vadă pe fața noastră lumina lui Hristos. Și spunem că lumina nu pune omul sub obroc, ci o pune sfeșnic și luminează tuturor celor din lume. Deci oamenii trebuie să vadă în noi și nu numai în Duminica Ortodoxiei, că suntem ortodoxi. Nu vă lăudați cu ortodoxia, pentru că mulți se laudă. O să vedeți imediat, prin cuvântul lui Dumnezeu, ce a făcut un preot după ce a primit o decorație, dar poate la timpul lor. Noi ne lăudăm cu cine? Cu Cel ce este capul bisericii, adică Hristos. Fac aici o distinție clară și vreau să fiu bineînțeles. După cuvântul lui Dumnezeu vă vorbesc. Domnul, în momentul în care își cheamă ucenicii să-L recunoască și le pune întrebarea, dar voi cine ziceți că sunt eu? Unii au zis, cred că ești Ilie, revenit pe pământ. Alții, Ioan Botezătorul. Alții, unul dintre proroci. Și apoi li se adresează direct ucenicilor, dar voi cine ziceți că sunt? Deci le cere mărturie a credinței lor. Pentru că pe fiecare, așa cum ați văzut în Sfânta Evanghelie, Domnul le-a chemat și i-a zis, vino după mine. O să vedem imediat ce înseamnă acest vino după mine. Această chemare în creștinism, această chemare în dreapta credință, în ortodoxie. Și nimeni n-a îndrăznit să spună niciun cuvânt decât Petru, care a ridicat glasul și a zis, tu ești Hristosul,
Fiul Dumnezeului celui viu. Și atunci Domnul, uitându-se spre Petru, a slăvit pe Tatăl și a spus: Petre, ție spun roc, stâncă, piatră, da? Și pe această piatră voi zidi biserica, atenție, mea, pe care porțile iadului nu vor putea birui. Cum s-a chemat Petru înainte? Că Domnul l-a numit Simon. Petru. Simon, fratele lui Andrei, primul chemat. Deci Domnul nu numai că îi schimbă viața și îl face din muncitor necalificat, pescar, în pescar de oameni, dar îi schimbă și identitatea. Pentru că un om în Hristos este un om nou. Un om în ortodoxie trebuie să fie un om nou. Ce ești? Ortodox. Demonstrează. Trebuie să se vadă asta. Și în fiecare zi trebuie să se vadă asta. Nu numai duminica biserică. Ne-am construit biserici și bine am făcut. Avem lăcașul de închinare. Slavă Domnului! Le înveșmântăm. Și vreau să mulțumesc aici fraților și surorilor care ne-au împodobit sfânta noastră biserică cu încă o acțiuniță. Domnul Iisus se binecuvinteze să le răsplătească pentru jertfa lor. Pentru că au adus din dragoste pentru Domnul. Și noi nu ne-am făcut astăzi un chip cioplit, așa cum ați auzit în rugăciunea de consacrare a icoanei. Nu. Noi nu ne oprim la suprafața acestei icoane, ci noi mergem cu gândul la cel ce este viu. Pentru că dacă tatăl meu astăzi nu mai este în viață, dar eu întorc două foi de pe albumul de fotografii și îl privesc, eu nu mă opresc la acea fotografie care nu are viață în ea, ci este o imortalizare a unui moment din viața lui. Și mă duc cu gândul la cel ce este viu, la tatăl meu, care cândva m-a ținut de mânuță, m-a învățat atâtea și apoi într-o zi m-a părăsit. Dar toate lucrurile acestea nu le-am creat eu sau dumneavoastră, ci toate sunt după voia lui Dumnezeu. Aceasta este, dacă vreți, semnificația cel mai simplu vorbit a icoanei. Iubiții mei, așa cum am spus, există un creștinism sau o ortodoxie și o aflare în treabă. Ne frământăm foarte mult dacă duminica este ziua Domnului sau sâmbătă este ziua Domnului. Dar noi nu cinstim nici duminica, cum se cuvine, nici sâmbătă. Ne arătăm cu degetul. Uitați-vă Sfânta Scriptură, că sabatul e ziua Domnului, e adevărat. Dar cui s-a adresat Domnul cu privire la sabat? Cui? Nouă sau poporului evreu? Deci să facem o delimitare clară. 2. Hristos va veni înaintea necazului cel mare sau după necazul cel mare? Scrie în Sfânta Scriptură când va veni oare? Ne frământăm foarte mult. Au apărut filme pe internet. Cum va veni răpirea? Cum va veni apocalipsa? Dar noi nu ne pregătim pentru lucrurile astea. Stăm, privim acolo, ne înfiorăm. Oare chiar așa o să fie? Oare chiar așa e Dumnezeul nostru? Va veni cu mâta să ne lovească pe fiecare dintre noi? Nu, acesta nu e Dumnezeu creștinilor. 3. Pierdem timp dacă biserica noastră este cea adevărată sau a lor e cea adevărată. Și ne tot uităm la înaintașii noștri și ne culcăm, să spun așa, pe ureche, spunem, bă, dar haideți să vă arătăm noi ce pleadă de sfinți, ce pleadă de martiri și de mărturisitori. Și eu vă întreb astăzi, unde sunt? Unde sunt? Aceia au trăit traiul și și-au mâncat mălaiul la vremea lor și-au dat mărturie pentru credința lor la vremea lor. Și atunci vă întreb și mă întreb și pe mine, noi ce suntem? Dacă mereu mă uit în spate pe cine stau, păi și o casă, că majoritatea trăiesc la casă, tata a făcut-o, sau bunicul, tata a văruit-o, și o pus țiglă. Și eu pot să dorm liniștit 100 de ani, nu? Că nu mai pică țigla, că nu se mai strică cetârna, stau liniștit în casă, nu, iubiților? Și eu va trebui să lucrez. Pe atunci să nu mai lucrăm pământul, că l-a lucrat tata. Să nu mai cultivăm, că l-a cultivat bunul. Să ne uităm la grădină
și să zicem, crești ceapă, crești usturoiule. Păi asta se întâmplă și în creștinism. Dumnezeu are pretenții de la noi pentru că a investit mai mult în noi decât a investit înaintașii noștri. Ei săraci au plecat de sculți și în opinci. Și vai de capul lor. Și-au mărturisit și-au ținut credința asta dreaptă. Ați văzut în filmele lui Mărgelatu și Pintea, cum își cărau biserica la spate. Frații noștri din Maramure se mutau dintr-un loc în altul și își duceau biserica și clopotnița după ei. Pentru că doreau ca Dumnezeu să rămână în mijlocul comunității. Și noi astăzi avem 100 de metri până la biserică. Și zice, de ce să mă duc? Că doar pot să văd slujba pe internet. Slujba de pe internet este pentru frații care chiar nu pot să ajungă la biserică. Slujba de pe internet este pentru dumneavoastră care poate v-a zburat gândul în timpul Sfintei Liturghii și la predică în altă parte și apoi mergem acasă și dăm acolo click și o revedem. Măi, ia să vedem ce vreau să vorbească Domnul astăzi. Slujba de pe internet este pentru cei care nu cunosc cuvântul Sfintei Scripturii și vor să-l aprofundeze. Și apoi, când preotul rostește un citat de la Sfântul Altar, el răsfăiesc acolo Sfânta Scriptură, aia să vedem, chiar așa au zis Părintele. Deci slujba de pe internet nu este pentru comoditate, ci este pentru împuternicirea noastră, dacă vreți, prin cuvântul lui Dumnezeu, pentru a ne întări încă o dată sufletele în credință. Și a avea pe tot parcursul săptămânii un cuvânt de zidire sufletească. M-am mai întâlnit cu fratea mea și am zis, Părinte, predici cam mult. Și le-am răspuns prin cuvintele fratelui nostru, Dumnezeu să-l binecuvinteze, Florin Piersic. Că și lui se spune că vorbește prea mult. Și eu le-am răspuns cum zice el, am ce spune. Am ce spune. Și dacă slujba pe care dumneavoastră o cunoaște și scheletul, dacă vreți, Sfintei Liturghii este același, ceea ce este nou în fiecare duminică, ce este, spune-mi, Sfânta Evanghelie, Sfântul Apostol și Predica. Deci să nu vorbim fără noi. Noi nu predicăm. Noi lăsăm cuvântul lui Dumnezeu călăuzit de puterea Duhului Sfânt să curgă spre oameni. Creștinii, exact pentru asta se adunau la biserică. Pentru ceva nou, pentru un cuvânt nou, o dezidire sufletească și apoi ca să ia cina Domnului. Asta era lucrurile care i-a adunat pe creștini împreună. Zidirea prin cuvânt și părtășia cu Domnul prin Euharistie. Scumpii mei, a spus, ne frământăm. Unii spun, mă, e valabilă predestinarea. Dacă Dumnezeu are un plan și cu fiecare o rânduit, tu meri în iad, tu meri în rai, cine știe? Care-i Biblia lui Dumnezeu? Ne frământăm, care-i Biblia cea bună? Aia cu cruce pe ea sau aia fără cruce pe ea? Traducerea lui Bartolomeu Anania sau traducerea lui Gala Galaction? Traducerea cu binecuvântarea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române sau Biblia lui Cornilescu. Dar noi nu citim nici pe una, nici pe alta. Dar nu ne frământăm. O parte din creștinii ortodoxi au fost îndobitociți. Ăsta este cuvântul. Nu școlați. Primul lucru când primești o Biblie, uită-te cu ce binecuvântare e tipărită Biblia. Dacă nu-i cu binecuvântarea, să o arunci în foc. Foarte frumos. Ăsta da cuvânt de învățătură. E adevărat, asta e într-o predică de numai 15 minute. În 15 minute nu poți să zici mai mult. Decât dacă prindeți un penticostal cu o Biblie și vă dă, să-i aruncați Biblia în foc, dacă vine un martor la voi cu o revistă să-i aruncați Biblia în foc, să nu-l primiți în casă și așa mai departe. Iubiții mei, nu putem vorbi de frații noștri în alte culte decât din interior. Exact cum ei nu pot vorbi de noi, tot decât din interior. Pentru că ei ne fac pe noi și se cuvine să spunem astăzi închinători la idoli, prin cinstirea icoanelor. Iată ce frumos a rânduit Domnul Iisus Hristos ca astăzi în Duminica Ortodoxiei, duminică când se cinstesc icoanele,
să cinstim acționița noastră, Iisus Hristos, am încredere în tine, deci Iisus Hristos îndurătorul. Deci ne frământăm foarte mult cu privire la lucrurile mărunte și la diferențele care ne despart. Ne-am pus ziduri de despărțire și garduri între noi. Dar Dumnezeu nu privește la gardurile noastre. Dumnezeu privește la inima noastră. Pentru că unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu, John Wesley, și-a mai spus-o aici, dar se cuvine să întărim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că repetiție mater studiorum, nu? Repetiție mama învățăturii. A avut un vis profetic. A ajuns în fața unei porți și a bătut. Și el era metodist, evanghelic. Deci trăia după Evanghelie metodist. Și a venit un înger acolo și a zis, aici sunt frazii ai mei metodiști, da? Da, frazii ai mei catolici sunt, da? Ortodoxi, e plin de ei. Pentecostali, uite și pe ei acolo. Fiecare într-un staul, că nu s-o înțeles nici pe pământ, nu am putut băga la un loc. Și el a zis, o, slabă, nu! Să nu aud cuvântul slabă, că aici e iadul. Cum? E iadul cu ortodoxi, cu catolici, cu pentecostali, cu metodiști, cu martori? Da, aici e iadul. Apoi, visul, într-o fracțiune de secunde, s-a mutat pe o cărare îngustă care ducea spre o poartă mică pe care nu putea să intre decât un singur om. Și a ieșit îngerul, secretar, dacă vreți, și l-a întrebat. Aici sunt frați de-ai mei metodici, nu? Ortodoxi? Niciunul. Catolici? Nu am auzit de cultul ăsta. Pentecostal, martor, erhoviști, ce vreți dumneavoastră? Dar ce sunt, Doamne, aici? Că sunt numai oameni îmbrăcați în haine albe. Ce sunt? Cine sunt ăștia? Aici sunt numai ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos care și-au spălat hainele în sângele mielului. Mărit să-i fie numele lui. Vă mărturisesc, scumpii mei, că în ziua aceea, după ce am auzit acest cuvânt, am deschis Evanghelia la Matei capitolul 28. Cu versetul 19, unde Domnul spune așa, duceți-vă și faceți ucenici din toți oamenii, din toată lumea, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Cine? Eu și nu oamenii. Și iată, Domnul promite, voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Suntem în Duminica Ortodoxiei. Suntem în Duminica Dreptei Credințe. Dar Ortodoxia nu poate să serveze ziua dacă nu și are ortodoxii puși acolo unde trebuie. Și astăzi vreau să răspundem împreună la întrebarea ce înseamnă să fie ortodox. Am văzut etimologia cuvântului. Ortos, drept. Doxa, glorie. Onoare, laudă, închinare. Sau, în alt dicționar, am auzit părere. Deci ce înseamnă să fii ortodox? Ce înseamnă, de fapt, să răspunzi chemării pe care Domnul Iisus Hristos o face? Auziți? Iisus a mers în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. Ce este, de fapt, acest vino după mine? E clar că este o chemare, este un verb la imperativ. Vino după mine. S-a dus unul după Domnul și a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și Domnul a zis, vulpile au vizuit, păsările cerului au cuiburi, dar eu n-am unde să-mi plec capul. Și noi avem toți, așa-i? Cel mai sărac om de pe pământ, să țineți minte lucrul acesta, este mai bogat și a fost mai bogat decât Iisus Hristos, indiferent că trăiește sau nu. Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Și când a auzit, s-a întors de la el. A venit tânărul bogat și a zis, te voi urma oriunde vei merge. Vino după mine. Și să las toată averea tatălui și să te urmez. Da, vino după mine. Mâncăm pe unde putem, dormim pe la cine putem, tu vino după mine.
a trecut pe la vamă, pe la Matei. Și era om cu școală, că nu putea să fie la vamă un om fără școală. Vedeți mai departe, Matei Levi scrie și prima Evanghelie, Evanghelia după Matei. Frații mei care sunteți ortodoși, câte capitole are Evanghelia după Matei? Mulțumesc! Sora spune că 28. Dacă nu știm să răspundem la întrebarea asta, nu suntem ortodoși. Ne fac cultele neoprotestante de rușine. Nu știm câte capitole are Evanghelia după Matei. Înseamnă că am citit-o mult. Și a venit Matei și era la vamă. Și a trecut Iisus pe lângă el, s-a uitat la el și a zis, vino după mine. Nici n-a mai predicat, nici nu i-a mai zis un cuvânt, s-a întors Domnul și Matei s-a uitat la bani, erau bani acolo, era gestiune. Erau acte de contabilitate, nu și-a scos Z-ul, raportul. Nu și-a încheiat contabilitatea. Și-a lăsat tot și a plecat după Iisus Hristos. Ce este acest vino după mine? Ce este acest vino după mine? Scumpii mei, haideți să vă spun un adevărat portret a celor care se consideră ortodoxi, dar ei nu sunt ortodoxi. Oameni care au iertare, dar nu au pocăință. Au primit iertarea lui Dumnezeu, dar țin numai până la o vreme, apoi se leapă. Deci practicăm iertarea fără pocăință. Păcătuim, venim la Iisus Hristos, ne spovedim în cele patru posturi, dacă. Noi știm așa că un creștin se spovedește de două ori pe an. Postul Crăciunului, postul Paștilor. Acum toți tămăresc pe săracii preoți și țin că acum se face curățarea păcatelor, de noi adevărat. Și după ce cântăm Hristos a înviat, dăm drumul la discotecile învierii, dăm drumul din nou la băutură, că acum toate sunt legate, dăm drumul la tot și la tot și la tot. Până la anul de Paști ne facem de cap iară că Domnul nu ne vede. Iertare fără pocăință. Deci Dumnezeu ne iartă, dar noi nu venim la El să ne pocăim. Cină sau euharistie fără mărturisire. Fără mărturisire. M-am învățat în biserică. Poate întârziem la biserică, se întâmplă. Dar nu poți să vii nemărturisit înaintea lui Dumnezeu. Aveți timp de la terminarea cuvântului de predică și până la momentul în care preotul se întoarce și spune cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, să vă mărturisiți înaintea Domnului. Aici nu-i cazul la noi, că noi suntem o biserică din toate punctele de vedere disciplinată. Frații mei de pe internet, aici nu a ieșit niciodată vreun om în timpul liturghiei afară. Numai dacă chiar a avut o problemă gravă sau un duh necurat peste el. Aici creștinii stau cu mine. Aici creștinii sunt conectați la pulsul Evangheliei și la Sfânta Liturghie. Nu este du-te vino. Dacă credeți că aveți probleme cu trupul și nu puteți sta în picioare o oră jumate, nu vorbesc cu dumneavoastră, vorbesc cu frații de pe internet. Luați-vă un scăunel de acasă și relaxați-vă trupul ca să vă puteți deschide sufletul spre înțelegerea tainelor lui Dumnezeu. Deci venim la Sfânta Biserică și știm că trebuie să ne împărtășim. Știm toți. Dar avem cină fără mărturisire. Nu ne dăm mâna unii cu alții. Nu suntem împăcați unii cu alții. Nu ne facem timp să cugetăm și să ne punem toată viața înaintea picioarelor lui Dumnezeu. Și apoi ne întrebăm, oare de ce-s beteac? Oare de ce-s bună? Oare de ce nu mă vinde? Oare de ce nu mă ascultă Domnul rugăciunile? De asta! Pentru că El mereu ni se oferă! Ni se oferă! Ni se oferă! Și noi venim la El, așa, cu rezervă. Avem legământ fără urmarea lui Hristos. Frații noștri, Domnul să-i binecuvinteze. De la oastea Domnului. Încheie legământ. Minunată e ziua aceea. Îmbrăcați în alb. Vine înaintea comunității și a preotului. Se duc înaintea icoanei Mântuitorului, iertat, și fac legământ, încheie legământ cu Domnul. Sau alții, în apa botezului.
și vedem foarte entuziaști, plini de putere și de bucurie. Și apoi, dintr-o dată, se întâmplă ceva. Nu mai vin la biserică. Dispar. Nu mai știm nimic de ei. Legământ fără urmarea lui Hristos. Vrem să ajungem în cer, dar să nu avem responsabilități, să nu ne doară. Nu se poate. Nu există așa ceva în creștinism. Urmarea lui Hristos are gust de singurătate amară. Pentru că urmarea lui Hristos înseamnă asumarea crucii. Fiecare, în momentul în care am intrat, o să vedem imediat, când o să vorbim despre vasalitate, când am intrat în trupul lui Hristos, fiecare, unii spun că am primit un îngeraș. Am primit. E lângă noi. Nu vă faceți probleme. Nu vă lasă nicio clipă. Dar vă spun eu că, virgulă, creștinismul înseamnă cruce. Cine dorește să vină după mine, ce zice? Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Deci creștinii, crucea ce înseamnă? Nu înseamnă sărbătoare, nuntă, bucurie, cântăreț, ceteraș. Crucea înseamnă suferință, tristețe, părăsire de multe ori. Mergem la biserică, apoi iarăși ne întoarcem la cele din lume. Că în biserică pozăm ca sfinți îmbrăcați în haine de sărbătoare, apoi când ieșim pe ușile bisericii, uităm de Hristos, uităm cine suntem, ce statut ne-a dat Dumnezeu de creștini, ortodoxi, drept, mărturisitor. Păi ortodox înseamnă drept mărturisitor. Trebuie să fim o fereastră, o carte, o oglindă, o lumină pentru toți oamenii de pe pământ. Asta înseamnă ortodoxie. Scumpii mei, Matei 7:21-22. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, spune Domnul, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel care face ceea ce eu îl învăț, ceea ce eu îi spun. Știi cu toții, Doamne, Doamne, de multe ori întreb, că mai zic, Doamne ajută, ne mai salutăm noi ortodoxi, și eu întreb, care Doamne? Știți că este o cântare al lui fratele Văru Sândel. Și zice așa, Doamne, Doamne, și pe urmă continuă, Doamnelor și Domnilor. Vedeți câtă confuzie. Care-i Domnul? Dați-i numele pentru numele Domnului. Domnul Iisus Hristos să te binecuvinteze. Domnul Iisus Hristos să te ajute. De ce simplificăm? De ce diluăm Evanghelia lui Dumnezeu? De ce diluăm saluturile dintre noi creștini? Nu mi-e rușine să-L mărturisim pe Iisus? Am rugat pe o soră săptămâna asta și știu că ne ascultă pe internet. Pentru că toți ați primit mesajul ăla acum că Facebook-ul nu știu ce, ne închide telefoane, dacă nu trimite mesajul la nu știu câți și așa mai departe. N-a trimis la nimeni și nu m-a închis nimeni telefonul. Și ne-a spus, dacă ați fi avut atâta râvnă, cu două persoane am vorbit, s-o umplu pagina mea de mesaje, toți grijă mare să nu-l pierdem pe părintele. Nu-i problemă dacă mă pierdeți pe mine, să nu-l pierdeți pe Domnul. Nu-i problemă dacă mă pierdeți pe mine. Că eu știu unde mă duc. Dumneavoastră să nu-l pierdeți pe Domnul Iisus Hristos. Și am zis la sora, soră scumpă, te rog frumos, trimite mesajul acesta. Deci l-ai primit, mi l-ai trimis, să rămână, Doamne ajută. Bun. Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul meu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și răspunde sora după oră. Părinte, unii m-au înjurat, alții au zis, tu ești nebună, alții au zis, tu te-ai pocăit, alții au zis, te ștergem din listă dacă ne mai trimiți mesaje din astea. Unul singur mi-a răspuns creștinește și a zis, să rămână pentru mesaj. Și dacă acum aș merge la catastifele unde s-o făcut recensământul și aș căuta pe ăia, ăia s-au declarat că sunt ortodoxi. Scumpii mei, aici este marea vină a păcatelor noastre. Dumnezeu ne iartă. Încă ne iartă. Dar noi ne asumăm statute și demnități pe care noi nu le avem. A fi ortodox este o responsabilitate. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
este ceva care ar trebui să te înnobileze ca om. Nu vorbim aici de mândrie, dar un ortodox stă drept și nu se lasă încoace și încolo până de orice poveste și de orice vorbă. Mulți, au zis ce spune Domnul mai departe, vor zice în ziua aceea, mulți, deci nu 2, 10, 50, mulți. Doamne, n-am prorocit noi, iară Doamne. Doamne, n-am scos noi dracii în numele Tău. Doamne, n-am citit noi Evanghelia. Doamne, n-am participat noi la slujbe. Doamne, n-am cântat la strană sau în cor. Doamne, n-am predicat noi de la Sfinte la altare. Și Domnul va veni și va spune, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine cei ce lucrați fără de lege. Pentru că eu am fost doar pe buzele voastre, nu și în inima voastră. Una a spus și alta a spus. Asta se cheamă fățărnicie. Sau creștin de weekend. Scumpii mei, ce înseamnă să fii ortodox? Suntem în duminica ortodoxiei. Haideți să le luăm în câteva puncte, cu ajutorul lui Dumnezeu, și când veți pleca de aici, toată lumea va ști, măi, eu sunt ortodox sau nu sunt ortodox, sau am probleme cu ortodoxia și trebuie să mă pun pe calea ortodoxiei. Este ziua noastră, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Amin! Amin! A fi ortodox, după cuvântul Domnului, veniți după mine, înseamnă asculta, a te pune sub ascultare. Vino după mine. Este un verb la imperativ. Vino după mine, frate. Nu dacă vrei, nu dacă ai chef, nu dacă îți convine. Tu vino după mine. Nu dacă îți place sau când îți place. Vino după mine înseamnă ascultare. Auziți cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28. Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Ce faceți dumneavoastră acum? Îl ascultați pe Părintele Danilo. Știți ce fac? V-am mai spus când mă duc acasă. Mănânc și îmi dau drumul la predică. Și mă corectez. Pentru că se întâmplă să mai greșesc. Să vă spun în loc de 11:28, să vă spun 28:11. Și scriu acolo. Și vedeți că n-am zis versetul bun. Duminica am făcut o confuzie. Vă rog să mă scuzați. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse. În loc să zic Sfântul Isaac Sirul, am zis, în loc să zic Sfântul Efrem Sirul, Doamne și Stăpânul vieții mele. Îmi cer scuze, fraților, era vorba de rugăciunea Sfântului Efrem Sirul și eu am zis Sfântul Isaac Sirul, vedeți? Am corectat, m-am dus și m-am ascultat, măi, cum a spus Isaac? Era Efrem Sirul. Deci vă rog frumos să mă iertați. Deci, scumpii mei, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Ioan 8:47. Cine este din Dumnezeu? Au zis, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Cine e din Dumnezeu? Adică cine e ortodox? Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Care este cuvântul lui Dumnezeu? Biblia. Biblia. Oile mele, spune Domnul în Ioan 10:27, ascultă cuvântul meu. Povestea fratele, Domnul să-l binecuvinteze, fratele Gheorghe, care un băiat care cunoaște oile, din 100 de oi știe că aia lui fratele Nicu, aia lui fratele Vasile și așa mai departe. De ce? Pentru că e toată ziua cu ele, în comuniune cu ele, le vede, le simte, le miroase și ele pe ele. Așa este și relația om-Dumnezeu, creștin Iisus, ortodox Iisus. Domnul știe care sunt ai Lui. Domnul știe care sunt din staulul Lui. Și Dumnezeu nu are staule ortodoxe, catolice, pentecostale, reformate, ci are un singur staul. Noi toți suntem conectați la o singură viță. Cine este vița? Iisus. Ce suntem noi? Mlădițele. Iată oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Întresară inima. Cum i-a tresărit Elisabetei, când vă aud că vă cunoașteți versetele lui Dumnezeu și cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că aici se predică Hristos, mărit să fie numele. Și nu se face joc de glezne sau duminică de aflare întreabă pe aici.
Oile mele ascultă glasul meu. Vedeți păstorul, numai două. O flerătură le dă sau un bici sau o pomitură și vin după el. Așa trebuie să fim și noi, să ne ținem după Hristos. Pe mine nu mă interesează cum cântă sirenele acestei lumi. Eu mă țin de Domn. Apă pot să cadă 1000 de-a stânga și 2000 de-a dreapta mea. Eu nu mă las de Iisus. Ăsta este creștinul autentic. Duhul Sfânt l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Fapte 5:32. Deci, iată, 5 versete v-am dat. Și vine și al 6-lea, 2 Tesaloniceni 1:8. Domnul Iisus se va arăta, fiți atenți, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, da? Ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ăsta este regulamentul, scumpii mei. Ăsta este regulamentul. Așa cum conducătorii noștri și mai marii noștri au pretenții să știm legile. Și vrâne, supune. Ferească Dumnezeu să fie aici un creștin care nu-și plătește impozitul. E gata. Nu? Și te supui vrâne. Noi șoferii circulației. Ce? Ai de vinovăție înaintea șoferului. Poți să-i spui la polițai când ai trecut pe roșu? Știți, eu n-am citit de mult decretul. Nici nu se uită la tine. Direct penalizare. Ăsta este cuvântul. Ăsta este decretul. Asta este legea lui Dumnezeu. Cereți-o dacă nu aveți. Deschideți-o și puneți-o jos loc. Și când veniți la biserică, aduceți-mă un pic, o bucată de hârtie. Cum o vedeți pe sora Ramona, cum are caietul și Biblia deschisă. Subliniată toată. Așa trebuie să fie un creștin autentic. În Luca 6:46 zice, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne, iară Doamne, Doamne? Și nu faceți ceea ce vă spun eu. Toți sunt cu Dumnezeu în gură, dar mai puțin cu Dumnezeu în inimă sau în faptă. Scumpii mei, vino după mine înseamnă ascultare. Un credincios ortodox ar trebui în Duminica Ortodoxiei să știe că este un om care este pus sub ascultare. De cine? De Tata, de Fiul, de Duhul Sfânt, prin cuvintul Evangheliei. 2. Un credincios ortodox în Duminica Ortodoxiei trebuie să știe că vino după mine înseamnă pocăință. Să nu ne mai fie rușine de acest cuvânt. Pentru că unii și l-au luat ca și firmă la bisericile lor și noi prin cuvântul ăsta i-am blamat pe ei și i-am anatemizat și ne-am zis că ei nu se vor mântui niciodată și Domnul să aibă milă. Ne-am pus judecători peste ei și Domnul își începe propovăduirea Evangheliei cu cuvântul pocăință și zice, pocăiți-vă că s-au apropiat împărăția lui Dumnezeu. Și noi, când auzim, dar ce te-ai pocăit? Parcă te-ai dus, nu știu, să te îmbeți. Sau mai știu ce prostie să faci. M-am învățat în biserică și când au zis cuvântul, băi, ești pocăit? O, slăbit să fie Domnul. Știți cine a vorbit prin gura lui atunci? Diavolul. Te-a recunoscut. Haideți să vă spun ce pățesc eu săptămâna trecută pe trotuarul din fața catedralei din Orăștie. Am crezut că vorbesc singur. Am zis că n-au bine. M-am dus de mi-am cumpărat ceva de la un magazin și am urcat spre mașină. Este zona din fața catedralei unde parchează majoritatea pentru că este un singur sens și nu se poate circula pe mai multe sensuri. Urcând pe un trotuar, sunt două trotuaruri și drumul, bineînțeles, în mijloc, am auzit de pe partea cealaltă pe unul turmentat. Vorbea singur, era pe o bancă lungit, în toate felurile. Și am, cum am învățat, rugăciunile blitz. Doamne, binecuvintează, Doamne. Doamne, despătimește, Doamne. Doamne, iartă-l, Doamne, că nu știe ce face, Doamne. Doamne, scoate-l, Doamne, din cursa care l-a prins diavolul, Doamne. Din alcool și din beție. L-am privit și în gândul meu se derulau aceste cuvinte, mă rugam pentru el. Țineți-vă bine acum de scaun. O strigat după mine, fiți atenți. Măi, valahule! Cum? Măi, valahule?
Știți că valahii egal români. Dar noi suntem Biserica Creștin-Ortodoxă Valahă. Și am zis, cum adică ăla mă știe pe mine, l-am văzut în viața mea, frate de mine. Și ce credeți că am făcut? M-a dus la mașină? Nu, m-a dus la el. Pentru că cel ce este în mine și vorbesc și cu fratele Ion, cu care am vorbit aseară de la Cluj, este mai tare decât cel ce este în lume. A zis, diavole, acum ori tu, ori eu, hai să ne măsurăm un pic. Și nu m-a dus cu mândrie. Dar zic, bă, dar de unde mă știe ăsta pe mine? Nu mi-a zis părinte Dani. Zic, măi, malacule. Da? Bun. M-a dus la el și a zis, ce faci, frate? Așa l-am luat. Și zice, tu ești predicator, așa e? Cum? Nu eram în reverendă. Eram în hainele de la firma, de la noi. Îmbrăcat. Zice, tu ești predicator, așa e? Tu predici cuvântul lui Dumnezeu, așa e? De unde m-a cunoscut omul ăsta? Mă întorc la ceea ce vă spuneam înainte. Când îți spune pocăitule sau ortodoxule sau creștinule, tu bucură-te. Pentru că în clipa aceea te recunoaște în primul rând iadul. Dar în cer Dumnezeu se laudă cu tine cum se lăuda cu Iov. Ai văzut, diavole, că nu este nimeni ca Iov pe pământ? Nu-i nimeni ca slujitorul meu pe pământ. Deci nu trebuie să te recunoască numai Dumnezeu și sfinții și frații din biserică. Trebuie să te recunoască și iadul. Și vă aduc aminte și vă rog frumos să deschideți Sfânta Evanghelie, vă las pe dumneavoastră să descoperiți, vă provoc, să citiți Faptele Apostolilor, când acești exorciști iudei, fiii lui Sceva, au vrut să facă o exorcizare, erau exorciști iudei, dar nu erau în numele Domnului Iisus. Și s-au dus la unul care avea probleme, era duhnat. Și a zis, în numele Dumnezeului care îl propovăduiește Pavel, să ieși afară din el. Știți ce a zis Duhul din el? Pe Pavel îl cunosc. Cum adică îl cunosc? Cunosc e tare, măi. Tare credință. Praf ne face iadul. Pe Iisus Hristos îl cunosc. Că îl eliberă cu orice. Știți? Și scosese duhurile din atâția. Dar voi cine sunteți? Deci nu trebuie să te recunoască numai Dumnezeu. Trebuie să te recunoască și iadul. Tu ai lângă tine un Dumnezeu viu și sfânt care este stâlp și temelia adevărului și spate, dacă vrei, cum se exprimă creștinii astăzi. Dar primul tău dușman cu care ești în conflict tot timpul este iadul. Am pus mâna pe capul lui și a zis, în numele Domnului Iisus Hristos, piei Duh! Piei Duh de băutură. Așa s-a zbârcolit odată și a zis, părinte, cum? Cum adică părinte? Că eu l-am îmbrăcat? Cum e copilul ăla? Părinte, ajută-mă! Și m-a mai rugat odată peste el. Și în 5 minute s-a dezbetat. L-am binecuvântat, i-am dat mână de pace, i-am dat telefonul și ne-am auzit după. Mi-a spus doar atât, mulțumesc. Nici nu știți ce am vrut să fac în ziua respectivă. Îmi iau gâtul. Am avut o problemă mare, m-am îmbătat. Părinte, să-mi iertați, nu știu ce m-a spus, cred că m-am înjurat. Zic, nu m-ai înjurat, din contră, m-ai recunoscut. Și zice, nici nu știți ce vreau să fac. Lauda nu a mea, mea smerenie, așa lui Dumnezeu lauda. Nu treceți întâmplător pe lumea, frații. Îndrăzniți că dumneavoastră nu meriți în numele fratelui Nicolae, nici în numele părintelui Dani, meriți în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Slăviți să-i fie numele, amin. Când aveți probleme și frații au probleme, îndrăzniți. Ridicați-i din șanțul că ei sprind săraci în mrejele diavolului, ca în curse, îți băgați acolo, îndrăzniți. Nu vă fie frică. Mergeți și ridicați-i, apucați-i de mână, dați-i o binecuvântare, numele Domnului. Bă, frate, ai nevoie de ceva, că te ajut eu. Să vă sară banii din buzunar, cum vor sărit în duminica aia când am ajutat-o pe soră. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Că oricare puteam fi în situația ei.
Ăștia sunt creștini adevărați. Pentru că noi nu avem nevoie de nimic, că Domnul ne binecuvintează. Este cineva astăzi care are nevoie de ceva aici? Nu cred. Mă refer la n-are unde dormi, n-are ce îmbrăca, n-are ce mânca. Este? Nu. O, slăbit să fie Domnul, suntem cei mai binecuvântați. Și suntem binecuvântați de două ori, că suntem și în casa lui Dumnezeu. Și urmează să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Deci un ortodox în duminica ortodoxiei trebuie să învețe unul. Că ortodoxie înseamnă ascultare. Ascultare de Hristos, de cuvântul Evangheliei. Doi, a venit spre pocăință. Zice Luca 5:32, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Un creștin ortodox trebuie să recunoască că este un mare păcătos și are nevoie de iertarea lui Hristos. Că fără iertarea lui Hristos este pierdut. Este fiul ploii. Este fiul diavolului. Și iadul tot în el. Și el este un om sortit pe irii. Ne aducem aminte de Matei. Matei, am zis că era la vamă. Cum erau vame și considerat? Cei mai păcătoși oameni de pe pământ, nu? Dar problema lui Matei nu era vama. Că mulți au zis, mă, l-au chemat de la vamă. Ca să nu mai lase acolo, să mai mintă oamenii că nu-i doile taxa de trecere, trei. Nu, problema lui Matei era păcatul. Ce-a făcut Matei? În prezența Domnului a făcut un ospăț mare. Ce-a făcut? Și-a chemat vame și mă, zice, eu m-am întâlnit cu Mesia. N-ați vrea și voi să vă puneți un pic sub binecuvântarea lui? Și zice, dacă am nedreptățit pe cineva, îmi întorc, îmi pătrit. Adică am luat 100 și dau 4. Am spus o jurătură de 4 ore în cer iertare. Ăștia sunt creștini. Problema lui Matei la vamă era păcatul. Scumpii mei, nu există creștinism, nu există ortodoxie, nu există ortodox în duminica ortodoxiei fără iertare și fără pocăință. Să vă bucurați când oamenii vă numesc pocăiți. Când oamenii vă numesc bisericoși. Sau când oamenii spun, bă, dar mai lasă și tu, bă, mai ia și tu un concediu de la biserică, mă, de la concediu. Nu există. Uitați și am scris aici, ți-am subliniat. Nu există ieșire la pensie din creștinism. Noi de aici plecăm în cer. Eu când aud treos care iasă la pensie, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă și plătești. Părinte, cât mai e când ești la pensie? Extraordinar. Știți când se ieși la pensie? Când primiți în poștă decizia de pensionare de la Hristos. Eu sunt cel ce sunt. Exod 3:14. Te pensionez pe tine, frate Vasile, și nu mai vii la biserică, nu te mai cuminici, nu te mai mărturisești, nu mai stai la adăpost de taină, de har și de durare. Atunci da, dar până atunci să nu există cuvântul pensionare în creștinism. Ortodoxie? Pensionar ortodox. Doamne, nu ne lăsăm. Doamne, nu ne lăsăm. Deci vino după mine înseamnă ascultare, ortodoxie înseamnă să ascult. Doi, ortodoxie înseamnă să fii pocăit. Îți mărturisești păcatele și nu le mai faci. Du-te și nu mai păcătui. Trei, ortodoxie, aici nu ne place nouă. Și aici credem toți. Înseamnă supunere. Un ortodox în duminica ortodoxiei trebuie să fie un om supus. Adică sub autoritate, tot timpul, frate Gheorghe, să ai pe cineva deasupra ta. Că zic creștinii noștri astăzi, în bucătărie, dar ce, eu nu pot să ascult Sfânta Liturghie în timp ce fac un rântaș? Cum să nu? Ia să așa o liturghie cu maioneză, de nu-i adevărat. Dar ce, eu nu mă pot mântui singur? Dar ce trebuie să mă duc la biserică? Că vine liturghia pe canalul Alfa și Omega, Trinitas, Credo, Speranța. Scumpii mei, nu te poți mântui singur. Pentru că trebuie să te pui sub autoritate. Sub autoritatea lui Hristos suntem toți. Apoi, spune, sunteți sub episcop, noi avem autoritatea episcopală. Credincioșii sunt sub preoți. Soția este sub soț. Ați auzit, scumpele mele surori? Puneți-vă sub autoritatea soțului și atunci veți fi binecuvântate, copilașilor. Puneți-vă sub autoritatea părinților. Un soț s-a dus acasă și a zis soției,
am auzit că trebuie să-mi spui Domnul meu. Că zice, așa îi spunea Sara lui Avram. Zice, da, îți voi spune Domnul meu că și tu vei fi credincioși și vei face faptele lui Avram. Atunci îți voi spune Domnul meu Nicolae. Bine o zis, Doamnă. Deci, ne punem sub autoritate. Soția sub autoritatea soțului. Soțul are dreptul, v-am învățat în biserică, să-și pună mâinile peste soție, să o binecuvinteze. Soția nu are voie să-și pună mâinile peste soț, doar să se roage pentru el. Bunicii, peste copii, părinții, peste copii, preotul, peste toți, sunteți sub autoritate. Tot timpul cineva deasupra. În momentul în care ești singur, de capul tău, rebel, rebelde, da? Îți probleme mari cu tine. Pentru că asta ne place nouă. Să fim liberi. Libertatea. Uitați ce a făcut din noi libertatea. Ne-a trebuit să fim liberi. Nu ne-au plecut sub nenea Nicu. Că eram toți egali. Eu nu, să nu mă înțelegeți greșit, nu aduc comunismul aici. Comunismul a făcut ravagii. Comunismul ni l-a băgat pe părintele Arsenie în pușcărie. Comunismul a băgat sute de preoți și pastori. Și acolo, culmea, erau toți frați. Se întâlneau în celula părintelui și penticostalul și ortodoxul și catolicul, luau cina așa pe ascuns cum puteau și erau frați. În momentul în care s-o dat libertate și o reșit din fiecare, s-o dus la focul lui, la oala lui. Și-o uitat să mai fie frați. Domnul să ne ierte. Domnul să ne ierte. Deci eu nu ridic comunismul, dar a avut și el ceva bun, că într-un fel ne-a egalizat pe toți cum ne egalizează Domnul. Zice că face să răsoară soarele lui și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Copiii erau toți îmbrăcați la fel la școală. Nu era al meu mai cu Adidas și cu leduri în picioare. Da? Noi aveam de bine, de rău, o bucată de pâine și un servici și nu duceam grija zilei de mâine și cine a vrut să fie creștin și ortodox a fost și creștinism. Și în comunism, să ne iertați. Și venea la biserică și își vedea de trebuie. Problemele erau pe la membrii de partid, știți? Nu cumva să știe că ești cu... Deci, scumpii mei, toate perioadele pe care Dumnezeu le-a îngăduit peste noi au avut ceva constructiv în ele, și ceva spre ridicarea celor care au avut. Alții sunt praf și acum, au fost praf și atunci și vor fi praf în veci. Pentru că steagul lor nu este Domnul. Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. Iahve Nisi. Deci supunere, plasarea sub autoritatea cuiva. Ce spune Domnul? Matei 11:29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, spune Domnul, că eu sunt cum? Blând și smerit. Cu inima. Luați jugul meu. Deci precum Iisus Hristos a fost ascultător de Tata, așa trebuie să fim și noi ascultători de Hristos, de stăpânie, de șef, soția de soț, copilașii de părinți și așa mai departe. Deci trebuie să ne punem sub autoritate. Alexandru Macedon, în momentul în care cucerea o cetate, știți ce făcea frate Nicu? Lua un jug, jug de animal, jug de tras. Și trecea pe oameni prin jugul ăla, țineau doi oșteni, jugul respectiv, care treceau prin jug, ce înseamnă asta? Vasalitate, îl recunoștea ca stăpân, ca domn. În momentul în care treceai prin jugul ăla, scăpai, dacă erai mândru, și ziceai, eu nu mă pus sub stăpânire, îți stea cap, scurt. Cucerea o cetate și cu mare de lumină asta. Era cetatea înconjurată, era lui. Punea o lumină și spunea așa, cât timp arde lumânarea asta, aveți timp să vă predați. Adică să vă pune sub autoritatea stăpânirii. În momentul în care s-a stins lumina, toți cei care nu s-au predat, ciont. Deci nici nu discuta cu tine. Ăsta era Alexandru Macedon. Și avem multe de învățat de el. Luați jugul lui Hristos asupra voastră, și Domnul va trage împreună cu voi. Noi nu ne prea place să băgăm capul în jug, să fim sub autoritate. Ne place să fim așa rebeli. Doamne, bine mai era cum cântă Hrușcă când fugeam din rai pe geam. Ne place câteodată să mai evadăm așa din rai pe geam. Și Domnul zice, lasă că vii tu înapoi pe aceleași coordonate prin care te-ai îndepărtat de mine. Știi cum vii? Ai plecat sportiv, cum a plecat tânărul
Da? Și au venit sportiv, au plecat într-o mașină sport și au venit sportiv, pe jos. În training, tot rupt și mirosând a porci și a roșcomele. Un creștin în ortodoxie trebuie să fie sub ascultare, trebuie să fie un creștin pocăit, întors la Domnul. 3. Trebuie să fie un creștin supus. 4. Sora Ana, scumpa mea. Un creștin trebuie să fie dedicat. A lăsat toate. Ce au făcut ăștia? Au lăsat toate și pe tată și pe mamă și peștii și barca și vama și banii și au mers după Iisus Hristos. Când vii la Iisus, trebuie să renunți la tot ce ai. La tot. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu, cum învățăm în Vechiul Testament, gelos. El zice, între mine și tine nu trebuie să existe nimeni. În momentul în care ai pus pe cineva între mine și tine, tu ai o mare problemă. Înseamnă că în inima ta este un procent, da? În care omul ăla este stăpân și eu nu pot să umblu acolo, eu nu pot să lucrez acolo, eu nu pot să fac acolo curățenie. De asta nu suntem curați, de asta suntem încă sub incidența păcatelor. Pentru că avem păcate neiertate și avem stăpâni în viața noastră. Unii patimile, alții mai știu ce emisiune, alții nu știu ce bârfe, alții, toate astea trebuie lăsate. Pentru că creștinism înseamnă o mare despărțire între lume și Dumnezeu. Am venit ce să fac? Nu să... Ce am venit? Să aduc pacea, ci să aduc sabia. Să fac o mare despărțire între mine și voi. Da? Deci înseamnă dedicare. Trebuie să lăsăm totul pentru că și El a lăsat totul. Hristos a lăsat totul. Auziți, punga cu bani odată lui Iuda. Da, Iuda și mere acum și spânzură-te. Pe 30 de arginți. Trupul l-a lăsat lui Iosif din Arimatea să-l îngroape. Mama a dat-o lui Ioan. Hainele la soldați. Au mai tras și la sorți pentru el. Pacea a dat-o ucenicilor. Pacea mea, zice, vă dau vouă. Tot a lăsat. Cina, Euharistia, ne-a dat-o nouă până când va veni. Să o ducem mai departe. De aceea veniți la împărtășanie. Veniți să primiți trupul și sângele Domnului și să mă împăcați cu Dumnezeu. Cel mai suprem act de recunoaștere că ești ucenicul lui Hristos, ești un ortodox autentic în Duminica Ortodoxiei, este că te împărtășești cu trupul și sângele Domnului. Ca să ai viață în tine. Evanghelia a trimis-o prin noi și tuturor oamenilor, întregii lumi. Ăsta este Dumnezeu. Deci tot a lăsat. Ascultare, pocăință, supunere, dedicare. Să fii un om dedicat. În al cincilea rând și ne apropiem de încheiere, un creștinism autentic, un ortodox autentic, în Duminica Ortodoxie a trebuit să învețe să fie perseverent. Un om perseverent. Deci un angajament, frate Vasile, pentru o viață întreagă. Eu nu mă angajez să stau lângă Domnul numai cât îmi mere bine. Și pentru toată viața mă angajez. Da? Din creștinism, am scris aici și v-am spus înainte, nu se iasă la pensie. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Slăviți să fie Domnul. Matei 24:13. Cine va răbda până la sfârșit. Pentru că poți să ai, sora mea scumpă, o viață de 40 de ani lângă Hristos. Cu tine să se închidă biserica și cu tine să se deschidă. Și înaintea de plecarea la cer să cazi. Și atunci, Domnul nu se uită la ce-a fost. Exact cum vă spuneam la început. Dumnezeu nu te privește pe tine prin Sfântul Părinte Vasile cel Mare, a cărei liturghie o facem noi azi. Nici la mine. Eu slujesc liturghia Sfântului Vasile cel Mare, dar asta nu înseamnă că Domnul se uită acum la mine și îmi dă vrednicia lui Vasile cel Mare. Domnul se uită numai la Dani. Și zice, lasă-l să slujească Sfânta Liturghie, el e nevrednic. Mai are probleme. Trebuie să se pocăiască, trebuie să se smerească, trebuie să se îndrepte. Ați înțeles? Deci, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și cum te va găsi pe tine plecarea sau răpirea? În acel loc și în acel moment vei fi identificat ca copilul Domnului sau ca
Dușman, vrăjmaș al Domnului. Foarte important. Ultima clipă a vieții tale îți va da examenul, nota și sentință. Ultima clipă. Pentru că nu-i tot una să mori înjurând, rup de beat și făcând stop cardiac după ce ai făcut toate prostiile din lume, sau cu toți pe lângă tine adunați, cu mâinile preonate prin spre Doamne, în mâinile tale, îmi încredințez sufletul. Amin. Și să pleci. Vă dați seama ce cuvânt. Rugați-vă. Rugați-vă să spuneți înaintea plecării cuvintele astea. Doamne, nu mă lăsa inconștient, Doamne. Să vină să mă întrebe părintele, că știu că mai am păcat. E, frate, strângă la el, săracul, în comă, de două ceasuri. Făcut ai, săvârșit ai. Ce să mai zici? Nu mai zici nimic. Și acum până poți să zici și până poți să dai rău afară din tine și până când poți să-L mărturisești pe Hristos, să zici Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul meu, de ce n-o faci? Vrei să te aducă pe targă? Vrei să vorbim prin aparate cu tine? Conectat la perfuzii? Ca să te întorci la Dumnezeu cu sotul sună și l-au botezat prin stropire. Părinte, vreau să fac botezul. Eu zice, nu știu dacă am botezat. El sărat, era jumătate plecat. L-a iertat Domnul și a plecat luminat. Atunci te întorci la Hristos. Adică să-i dai lui Iisus ceea ce a mai rămas de la satană? Ultimele clipe? Păcat. Păcat. Că ne-l cunoaște pe Dumnezeu. Deci creștinism înseamnă perseverență. Cine va arăta până la sfârșit va fi mântuit. Când vorbești despre vino după mine, înseamnă să-ți iei crucea și să-L urmezi pe Iisus Hristos. Raiul va fi plin, țineți minte, scumpii mei, în Duminica Ortodoxiei, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, vă spun lucrul ăsta. Raiul va fi plin de ucenici, iadul va fi plin de ortodoxi, catolici, penticostali, musulmani, baptiști, ce vreți dumneavoastră. Pentru că Domnul ne cheamă la ucenicie, să-i fim ucenici. Vino după mine, a fost chemarea lui Matei, a fost chemarea lui Petru, a fost chemarea lui Andrei. Este chemarea ta astăzi, vino după mine. Este chemarea care ți-o adresează Dumnezeu personal. Chemarea aceasta nu ți-o face un om, nu ți-o face Părintele Dan. Chemarea aceasta ți-o face Iisus. Tu astăzi poți să zic, da, Doamne, mă pun pe calea Ta și nu mă opresc până în veșnicie. Sau poți să zic, Doamne, mai lasă-mă. Mai vreau să nebunesc puțin. Mai iartă-mă câteva clipe. Dar tu nu știi dacă mai trăiești până mâine. Așa că tu vino azi. Foarte mulți oameni vor să-L vadă pe Iisus în viața lor ca Mântuitor și Domn. Dar nu vor să-L facă și Domn al vieții lor. Adică știm despre Dumnezeu, știm că mântuiește, știm că încă iartă, știm că încă putem să călcăm în clipa aceasta, în raiul vieții lui Dumnezeu, vieții eterne. Dar nu ne prea place ca lunea să fim la fel de credincioși, ca marța sau miercurea sau zilele de peste săptămână. Ne complacem acolo în aluatul ăsta și în frământătura lumii. Știți? Ne putem și noi pe acolo. Dacă l-auzim pe unul jurând de Dumnezeu, ce să zicem noi ceva? Lasă-ne jure. Dacă l-auzim pe unul făcând vreo prostie, ce să ne îndreptăm sau să-l tragem de mânecă? Că poate ne luăm și două palme. Nu? Ce se întâmpla oare cu omul ăla dacă treceam pe lângă el? Ce se întâmpla cu unul dintre frații noștri care a dat un telefon unui pastor și a zis, părinte, mai sunt 15 minute și vine trenul. Sunt pe linia ferată. Vă rog frumos, ziceți o rugăciune pentru mine. Și din 15 minute s-au făcut 30, pentru că a zis, nu te arunca înaintea primului tren, mai așteaptă până la al doilea. Și din 30 de minute s-au făcut 45 și nu s-au aruncat nici la al doilea. Și după o oră și jumătate de vorbit la telefon, omul a zis că mă duc acasă și să mă iertați, părinte, că zice, necheblit a fost. O să-mi arate Dumnezeu pe toți. O să-mi arate Dumnezeu pe toți pe lângă care am trecut, cum a trecut popa, levitul, da? Pe lângă omul căzut între ceva. O să-mi arate.
Și zice, măi, am investit atâta putere de cuvânt în tine, deci n-ai, deci n-ai avut măcar drăzneala să încerci. În numele lui Iisus ne ducem, soră. Îndrăzneala să încercăm să tragem pe unul din focul iadului. Să-l aducem la focul Duhului Sfânt în Biserica lui Hristos. Luați-i de mână, că ei săraci nu mai văd, sunt pierduți. Un orb va călăuzi pe alt orb. Umblă bezmetici, nu mai văd decât salarii, carduri, măriri de pensii, compensate, nu mai văd nimica, sunt terminați. Aici, în Biserica Lumina Evangheliei, în lumina Scripturii, vezi clar. Și primul lucru care îl vezi este că ești un mare păcătos. Vino după mine înseamnă dedicare. Cine ne cheamă? Cine ne cheamă? Dacă am luat o logic, am zice un fiul de tâmplar. Fiul tâmplarului din Nazaret. Cine ne cheamă? Unul care la 30 de ani a întors filozofia lumii pe dos. Cine ne cheamă? Un predicator ambulant, care nici măcar n-avea biserică, cum are părintele Dani și dumneavoastră. Umbla din loc în loc. Mergea pe la vamă, mai intra printr-o crâșmă, mai pescuia pe câte unul de pe marginea lacului. Cine te cheamă? Unul cu licență, teologie nouă. Nici nu știm dacă a avut școală. Dar despre el scriu și învață în toate universitățile din lume. Cine au fost tatăi? L-am întrebat. Păi Maria, aia care îi spui tu, născut cu Duhul Sfânt, las că știi numai de unde te tragi. Ăla lui Iosif. Cine te cheamă? Iisus te cheamă. Fiul Dumnezeului Celui. Nu a fundat nicio școală, dar toate școlile spui despre el, cum a spus. Nu a comandat niciun ostaș, dar are cea mai mare armată din lume. Și din armata aceea ai putea face parte și tu. Nu a scris nicio carte, dar despre el scriu tone, tone de cărți. Nu a avut nicio posesiune, dar este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, stăpân peste tot Universul, că El a creat. Cel mai sărac om, cum am spus la început, din locul acesta, a fost mai bogat decât el, că n-a avut nimic. Tot a dat. Știți cum a plecat Iisus? Îl vedem răstignit pe cruce și cu veșmântul ăsta în jurul abdomenului meu. A fost gol. A fost gol. Vă aduceți aminte de pe calea crucii, zice, cel ce îmbracă iarba câmpului și ne îmbracă pe noi stărușinat și dezgolit în fața tuturor. A fost gol. L-au bătut, l-au stingit, l-au scuipat, și l-au dezbrăcat și l-au rușinat. De asta este în stare un om fără Dumnezeu. Un creștin ortodox în Duminica Ortodoxiei ar trebui să învețe să fie ascultător, să fie pocăit, să fie supus, să fie dedicat și perseverent. Cel puțin aceste lucruri. Și la adăpost de Sfântă Scriptură. El zice, vino după mine și tu zici, cum să merg? Pentru că vor râde toți de mine. Nu-i nimic în iad, vor râde toți diavolii de tine. Mai bine să râdă aici 2-3 de tine, decât să râdă tot iadul pe veșnicie de tine. Vino după mine, nu la un cult, nu la o religie, nu la un sistem, ci după El, după Iisus. V-am mai învățat în biserică, dacă mă învață cineva, veniți la noi! La noi mântuirea, la ăia nu, la voi nu, voi sunteți greșiți. Acolo e diavolul tot. Niciodată să nu arătați spre voi. Niciodată un creștin nu arată spre el. Numai când îi cu Domnul, adică, cum am zis, păcătosul. Trei degete spre mine și unul spre fratele, da? Niciodată un creștin nu arată spre el, ci spre Domnul vieții lui. La ce firmă lucrezi, frate? La firma Cutare, de la pălmașul care deschide poarta firmei și până la directorul de vânzări sau la directorul cu finanțele, în momentul în care scrie pe tine numele firmei, tu le reprezinți pe cine? Pe patron. Așa este și creștinism. Noi creștinii îl reprezentăm pe Iisus în fața lumii. Să nu mai facem pe Iisus de minune în fața lumii prin noi.
ci să-L arătăm pe Iisus prin noi. Și oamenii văzându-ne pe noi să zică, o slăvit să fie Domnul, ce biserică puternică, ce creștin autentic, ce ortodox puternic. Biserica creștină, știți cum s-a numit, scumpii mei, în primele viaturi, nu ortodoxă. Și suntem în Duminica Apostolică, să numim calea. Calea. Te pui sau nu pe calea azi? Și te vei întâlni și cu creștinul ortodox sau cu drept măritorul creștin. Fiți pocăiți și nu fiți păcăliți. Fiți pocăiți și nu fiți păcăliți. Fiți cu Dumnezeu, că în afară de Dumnezeu nu există nimic. Numai ceva vreau să mă mai spun, că mi-am notat aici. Un creștin ortodox, în trei puncte. În primul și în primul rând, trebuie să fie un om studios. Un om care să cunoască Sfânta Scriptură. În al doilea rând, un creștin trebuie să fie slujitor. Nu-i nimic, că și la sora Dorina ieri a fost sâmbătă. Dar au venit și au slujit în casa lui Dumnezeu. Și au făcut curat. Și au venit și erau tot aranjat. Nu-i nimic, că și la fratele Nicu a fost sâmbătă și au venit și au stat aici 4 ore. Și mi-a spus că e înghețat la picioare. Dar au venit pentru că știa că trebuie să vină o icoană care reprezintă pe Iisus. Și au lăsat toată grija cea lumească deoparte și s-au pus pentru Domnul deoparte. Nu-i laud aici. Așa trebuie să fie un creștin plin de slujire. Cu ce te-aș mai putea ajuta, frate? Un creștin trebuie să fie studios. Zice, cercetau Scripturile în fiecare zi să vadă dacă ceea ce li se spunea este cu adevărat. Scumpii mei oameni de pe internet și creștini și ortodoxi și ce-ți mai fi voi? Studiați ceea ce vi se spune. Deschideți Biblia să văd ce-o zis popa azi. O zis bine? Faptele Apostolului 17:11. Cercetau Scripturile în fiecare zi să vadă dacă ceea ce li se spunea este adevărat. Nu vă lăsați duși de ureche. Pentru că la noi, încă în România, circulă dictonul, crede și nu cerceta. O, diavolez dicton. Cum să crezi și să nu cercetezi? Nu, du-te singur atunci, pe calea iadului. Adică suntem atât de atenți, când mergem în supermarket și luăm un produs și mă uit, are euri. Cum stă cu glicemia? 80% carne. Și cu ceea ce mi se spune referitor la mântuire, o iau așa că dacă a zis popa, dacă a zis să stai îmbrăcat ca Batman, cum să nu-l cred? Nu? Țineți minte, nu va răspunde niciun preot de păcatele dumneavoastră și de faptul că dumneavoastră n-ați cercetat. Să țineți minte lucrul ăsta. El va răspunde pentru păcatele personale și va mai răspunde pentru ceva. Să mă audă preoții. Pentru predicarea Evangheliei. Ți s-a dat o Evanghelie, Părinte, e suficient. Predică Evanghelia. Atât. Dacă nu știi să predici, citește-o. Fă studiu biblic. Deschizi a doua numărătoare, am deschis în Numeri, da? Și te apuci și citești capitolul 26. Și e suficient. Ai predicat cuvântul lui Dumnezeu. Predică Evanghelia. Predică Evanghelia. În al treilea rând și închei, un creștin trebuie să fie smerit, continuă. Un ortodox, în Duminica Ortodoxiei, trebuie să fie smerit. Păcatul de moarte, scris în cuvântul Evangheliei, este lipsa smereniei. De ce a căzut Lucifer? Pentru că s-a mândrit. În momentul în care s-a mândrit și s-a pus în autoritate față de cele două personaje, Adam și Eva, create de Dumnezeu. Cum? Că Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii, veți fi ca El, cunoscând binele și rău. Bă, ce luminător de minți era El! Vreau să vă mai învăț ceva, doamnelor, și vreau să vă învăț și pe dumneavoastră ceva, domnilor. Vorbiți în casă cu soțiile voastre. Pentru că într-o singură zi Eva n-a vorbit cu Adam.
Și-a venit diavolul să vorbească cu ea. Și noi tragem de atunci și până astăzi. Nu pentru că ar fi fost femeia mai slabă. Da, după creație așa mi se spune. A fost luată, nu creată. A fost luată din Adam. Da? Deci țineți minte lucrul acesta. Vorbiți între voi, spuneți-vă ce vă doare. Slujiți-vă unii altora. Pentru că vă ia diavolul în balon. Zmerenia. Un preot după 40 de ani, a primit o decorație și o diplomă. Cel mai smerit preot de pe pământ. I-au făcut o credincioșă și cadou. La ieșirea lui, cum am spus, adineau la pensie. A doua zi la Sfânta Liturghie, când se instalase nou preot, gândiți-vă cu ce a apărut părintele la net, cu medalia și cu diploma. A strins-o. După 40 de ani de smerenie, și-a dat examenul, când a venit cu medalia la gât și cu diploma ca să arate la ucenic. Uite-te ce am primit. Toată munca lui de 40 de ani a fost egală cu zero. A primit medalie de smerit și a purtat-o. Un ortodox, autentic, nu face lucrul ăsta. Cel mai smerit, auziți, Filipeni 2 cu 3. În smerenie, fiecare se privească pe altul mai presus decât el. Nu nimic are, frate. Și eu nu am. Că Domnul i-a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. Nu duce nimic cu el. Nici Mercedes-ul, nici posesiunile, nici averile, nici conturile din bancă. Un creștin, în Duminica Ortodoxiei și un ortodox, trebuie să încheie cuvântul și să se binecuvinteze unul pe celălalt prin cuvintele din 1 Tesaloniceni 5 cu 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, au zis ce cuvânt, și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!